această perioadă dificilă, noi am avut o creștere a producției care s-a bazat pe seriozitatea și calitatea produselor pe care noi le producem și le livrăm partenerilor noștri. Comenzile sunt deosebit de bune. Noi avem planul de producție asigurat până inclusiv în 2030. După 26 de ani, este prima dată când am primit astfel de comenzi. Și acest lucru spune de la sine multe. Da, din ultima balanță a companiei, cifra de afaceri este peste 2 milioane de euro. Comparativ cu anul 2020, care a fost puțin afectat de pandemie, am avut o creștere în 2021, dar aproximativ 20%. Problema dificilă este forța de muncă. Ne confruntăm din ce în ce cu lipsa forței de muncă tot mai greu. În primul rând, le oferim condițiile cât mai bune. Eu spun că sunt condiții foarte, foarte bune. Spații bine aerisite, spații bine iluminate. Am încercat cât mai multă lumină naturală, condițiile impecabile, vestiare, toalete, sală de mese, mâncarea se aduce prin catering. Acum a fost mai greu, dar înainte de pandemie organizam excursii la Stâna de Vale, la peșterea urșilor, ca să facem o întreagă familie, să firma, cei care lucrează să fie o echipă, o familie. De cât timp lucrați aici? De 10 ani. Sunteți mulțumită de condițiile de lucru și de venituri? Suficient de mulțumită încât să vin cu plăcere în fiecare zi la muncă, da. Ce înseamnă mulțumită? Salariu? Salariu, programul și colectivul, bineînțeles. Timp lucrați aici? Aproape 16 ani. Aproape 16 ani. Și înțeleg că v-ați păstra locul de muncă, deși nu mai locuiți în România. Nu, eu stau în Ungaria și fac zi de zi navetă. Câte kilometri? 40 de kilometri. Până aici și 4 noci cherechi. Asta înseamnă că merită. Merită, da. Să știți că îi merită. Că câștig foarte bine și avem și bonus și bani de Crăciun, merită. Bună ziua, înțeleg că ați fost în șomaj și ați renunțat la... Da, la șomaj, de da. De cât timp lucrați aici? În august a fost un an și câteva luni. Am renunțat pentru că șomajul e mic și am venit la această firmă pentru că e salarizarea bună, condițiile sunt bune. În considerare faptul că noi avem nevoie de forță de muncă din ce în ce mai multă, ținând cont de planurile Consiliului Județean de a dezvolta parcuri industriale în Beiuș, Tei, Alești și Marghita, ne dorim să ne extindem și noi, ne dorim să accesăm fonduri europene, să ne facem puncte de lucru în aceste parcuri industriale și să oferim forță de muncă oamenilor din zonele defavorizate, oamenilor din zonele învecinate Oradiei și să ne dezvoltăm cu timpul și să creștem și în acele zone.